Frați și surori, să împlinim un cuvânt din Cartea Sfântă care mie mi se pare că vi se potrivește din mai multe puncte de vedere. Scrie în 1-a Cartea Cronicilor, în capitolul 29, de la versetul 10. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări. Era un moment în care erau făcute pregătiri pentru construirea templului. El a zis: binecuvântat să fii tu din veac în veac, Doamne Dumnezeu, Părintului nostru Israel. A ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. A ta, Doamne, este domnia, căci tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. De la tine vine bogăția și slava, tu stăpânești peste tot, în mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească, să întărească toate lucrurile. Acum, Dumnezeul nostru, te lăudăm și preamărim numele Tău cel slăvit. Amin. Amin. Și după un asemenea îndemn și aceste cuvinte, scrie versetul 20, David a întregii adunări: binecuvântați pe Domnul Dumnezeu părinților voștri. Și toată adunarea a binecuvântat pe Domnul Dumnezeu părinților lor. Amin. Amin. Ori de câte ori venim aici și cei ce dăm îndemnuri sau predicăm și cei ce cântă și toți din sală, să folosim astfel de prilejuri pentru a binecuvânta numele Domnului, care este, cum zice, mai presus de orice laudă și orice binecuvântare. Și pentru dumneavoastră binecuvântare are oricum potrivită, zic eu de aici, scrie în versetul 9, poporul s-a bucurat de darurile lor de bunăvoie, căci le dădeau cu dragă inimă Domnului și împăratul David de asemenea s-a bucurat mult. Atunci a spus următoarele cuvinte, versetul 16: Doamne Dumnezeu nostru, din mâna ta vin toate aceste bogății pe care le-am pregătit ca să zidim o casă ție în numele Tău celui Sfânt și ale Tale sunt toate. Știu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă, de aceea Ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăția inimii mele și am văzut acum cu bucurie pe poporul Tău care se află aici, aducându-ți de bunăvoie darurile lui. Doamne Dumnezeu, Părinților noștri, Avram, Isaac și Israel, ține totdeauna în inima poporului Tău aceste porniri și aceste gânduri și întărește inima în Tine. Amin. S-a citit din Evanghelia după Marcu despre pocăință și eu cred că în vremea noastră cel mai necesar este să fie trăită pocăința în familie, pentru că acolo se desfășoară viața. Ba mai mult, chiar dacă ziarele sau alte publicații pe prima pagină prezintă date despre COVID, cu pandemia asta sau așa zis pandemie, să știți că pe pământ marea frământare nu e asta. Mă refer în mod deosebit la Europa și la America, la țările care dețin puterea. Marea bătălie la nivel filozofic, politic și social este în a distruge familia. Este o bătălie pornită mai de mult. Știți că marxiștii Karl Marx și Friedrich Engels au trăit în secolul XIX și au fost și alții în tagma lor. Și a fost școala de la Frankfurt, care apoi s-a exportat în filozofie în mod deosebit peste ocean și s-a dezvoltat această ideologie în universități, la nivel academic, filozofic, pentru că așa pătrund anumite idei. Apoi, în generațiile următoare, coboară în masa de oameni și au avut ca țintă să se luptă împotriva lui Dumnezeu, să nu-L recunoască, să nege tot ceea ce ține de divinitate și de religie. Și după primul război mondial a pornit primul pas, prima bătălie și s-a spus să distrugem autoritatea bărbatului. Și a fost provocată revoluția feministă. Chipurile să ridice femeia la egalitate cu bărbatul. În parte au reușit. După al doilea război mondial, când au murit mulți bărbați în război, s-a pornit la pasul 2, beneficiind de pasul 1, că femeia a fost pe același nivel cu bărbatul, și s-a spus să o rupă pe mamă de copii, să o scoată din casă, să fie provocat în societate, să
intre în diferite funcții, de la director la măturătoare. Și apoi, după ce a apărut tehnologia vremii noastre cu revoluția sexuală, cu tot ceea ce ține de vizualizări și mai nou de rețele de socializare și de telefonie și de internet, să îi fărâmițeze, să îi împrăștie pe toți și să distrugă orice formă de moralitate și de credință. Ba mai nou, nu se mulțumește societatea noastră pornită împotriva lui Dumnezeu să dezmembreze familia. Mai nou și-au propus să dezmembreze omul. Să facă din bărbat femeie, din femeie bărbat, să îi modifice mintea în baza tehnologiei sau și alte forme care pot să mă apară. Așadar, dragii mei, hai să ne oprim astăzi asupra familiei, această instituție creată de Dumnezeu, mai fundamentală decât biserica, pentru că aici apare viața, aici se desfășoară viața. Biserica este creată pentru aceleași scopuri care a creat Dumnezeu familia. A zis Dumnezeu în Geneza 1:27, creșteți, înmulțiți-vă. Biserica are exact același scop. Creștere spirituală și înmulțire. A fost creată pentru a completa ceea ce face familia. Acestea sunt doar cele două trupuri ale lui Dumnezeu pe pământ, organisme vii. Cei doi, familia devin un singur trup, cei din biserică într-un singur trup. Și la familie capul este Hristos, Hristos e capul oricărui bărbat, și la biserică, de asemenea, capul este Hristos. Să-și binecuvinteze Domnul aceste instituții. Astăzi nu mă voi opri să ne verificăm care este locul și rolul nostru în biserică, dar aș vrea să privim în familie și să vedem cum pot fi rezolvate problemele care apar. Ele nu datează numai de acum. Acum au îmbrăcat doar forme noi, dar probleme în familie au fost de când a fost familie. Diavolul s-a amestecat, întâi afectându-i pe cei doi, apoi au avut probleme între copii, cu Cain și cu Abel, și de atunci o istorie întreagă. Dar mulțumim Domnului că el veghează, cum i-a zis lui Ieremia, și iată că lucrarea Domnului merge înainte. E drept că unii se pierd și noi am dorit, și din biserică nu se pierdă nimeni, dar în primul rând cred că fiecare se simte responsabil din familie să nu se pierdă nimeni. Acum dacă scumpa mea soție este la Domnul, eu mi-a mai rămas doar trei dorințe, să ajung și eu acolo, să pot ajunge cu copiii și potrivit cu slujba care o am, dacă pot să mă ajut și pe alții din biserică să ajungă și ei. Doamne, ajută-ne! În ideea aceasta, în vederea rezolvării problemelor de familie, vreau să deschideți cu mine Biblia la Geneza 25 și ne vom opri aici, în mod deosebit, la familia lui Isaac și a Rebecii și a celor doi gemeni, Esau și Iacov. Scrie de la versetul 20, Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuiel, arameul din Padan Aram și sona lui Laban, arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stearpă, și Domnul l-a ascultat, nevasta Rebeca a rămas însărcinată. Și scrie în 26, Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Deci au trecut 20 de ani de la căsătorie până la nașterea celor doi. O primă problemă care poate să apară, întârzierea împlinirii făgăduinților lui Dumnezeu pentru noi. Noi avem în primul rând făgăduințe în Biblie. Da, de regulă toți avem și făgăduințele noastre primite printr-o descoperire. Sau cel puțin avem dorințele și visele noastre înaintea Domnului, cum spune în Psalmul 20, să țină Domnul cont de dorințele tale, să le împlinească. Dumneavoastră când ați avut vreo promisiune din partea Domnului sau dorințe, le doriți să se împlinească târziu, spre bătrânețe, sau am dorit fetelor când ați avut o făgăduință pentru căsătorie, când ați vrea să împlinească, după 30 de ani, la 40? Când avem făgăduințe ca Domnul să împlinească, să aducă, știu eu, copiii noștri la pocăință, când sperăm să se întoarcă, la 30 de ani? Și până atunci să hoinărească în lume? Nu, ne-am dorit cât mai repede, nu? 20 de ani a așteptat
Isaac, și ce bine că s-a căsătorit, avea dovezi că și căsătoria lui este temeinică de la Dumnezeu. A zis și cumnatul lui și socrul său, scrie în Genesa 24:50, de la Domnul vine lucrul acesta. Eleaz, robul lui Avram, s-a închinat și a spus: Doamne, Tu n-ai părăsit îndurarea față de stăpânul meu. Pentru că dacă n-ar fi fost această temelie, dat fi făgăduințele care le-a avut Dumnezeu pentru Avram și pentru Isaac, îi va da un fiu și se va mulți ca stelele cerului și le va da țara, se putea întreba Isaac: dar dacă nu trebuia să mă căsătoresc cu fata asta? Asta este arpa. Dar așa se extind puțin ideea asta. Poate ți-a făgăduit Dumnezeu o viață de căsnicie, cu binecuvântare, cu îndurare, și când te-ai căsătorit, vezi că nevastă ta nu neapărat este arpă, că nu face copii, este arpă din alte puncte de vedere. Are golurile ei, lipsuri nepocăinte, s-ar putea soțul să fie sterp așa spiritual. Îi sec, nu dă naștere la nimic ceva bun din ființa lui. Ce vei face? Te vei îndoi de promisiunile lui Dumnezeu? Spune Scriptura, vă citesc din Evrei, de la capitolul 10, în principiu, versetul 36, căci este nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu. Întâi trebuie să împlinim noi și apoi să așteptăm să împlinească Domnul. Asta e o idee. Apoi să puteți scăpăta ce v-a fost făgăduit. Dar eu cred că Isaac și-a făcut parte. În Biblie nu avem învinuiri la adresa lui. Nici a Rebeci, cel puțin în perioada aceea. Să-ți faci partea și apoi să aștepți cu răbdare. Și tot nu-i destul. Vă dau un alt exemplu. Scrie la Daniel, la capitolul 9. Citesc versetul 1, în anul 1 al lui Dariu, versetul 2. Eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuia să treacă 70 de ani pentru dărâmătura Ierusalimului după numărul anilor pe care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune, cu cereri, postind în sac și cenuș. De ce n-a zis Daniel: Doamne, s-au împlinit 70 de ani, mă pun și eu la umbră ca Iona să văd cum împlinește. Deși exista o promisiune foarte fermă, datată, el a înțeles că pentru împlinire, asta e rezolvarea așteptărilor noastre, trebuie să intrăm în rugăciune și să insistăm înaintea Domnului. Ați înțeles? Dumnezeu să vă dea har să n-așteptați pasivi împlinirea făgăduinților lui Dumnezeu, ci foarte activi. Scrie în Isaia, scrie și în Ezechiel că Dumnezeu se miră că nu se mijlocește. Dar, Doamne, ce trebuie să te ajutăm noi? Da, noi trebuie să fim lucrători împreună cu Domnul. Și numai în urma acestor insistențe ale noastre ne putem aștepta să se împlinească făgăduința Domnului. Despre Isaac scrie aici în Geneza 25, versetul 21, Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa și Domnul l-a ascultat. Domnul să vă asculte rugăciunile. Scrie aici, rămânând la Daniel, în capitolul 10, citesc versetul 12, Daniele, nu te teme, cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima să înțelegi, să te smerești, ceea ce devine părții noastre. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vine eu acum, dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Până a venit Mihail, un căpetenă cele mai de seamă, în ajutor, și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Este o bătălie, dragii mei. Dacă în universul acesta ar fi numai Dumnezeu și noi pe care ne iubește, totul s-ar putea rezolva mai simplu. Dați mulți demoni, e împotrivire, e război. Și fără luptă, să nu ne așteptăm să se împlinească făgăduințele lui Dumnezeu. Să nu abandonăm lupta până Domnul nu va lucra. Cum scrie, vă citesc din cartea profetului Isaia,
Asta și pentru poporul Domnului și pentru familie rămâne la fel. 62:1, de dragostea Sionului nu voi tăcea. De dragostea Ierusalimului nu voi înceta până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui ca o făclie care se aprinde. Să nu vă opriți, să continuați, să vă rugați, așteptând cu răbdare. Dar cum zice și în a doua Petru, capitolul 3, măcar că, scrie și în Daniel, dacă tot am amintit, că vremurile sfârșitului sunt socotite pe zile, totuși zice să grăbim venirea acelei zile. Deci împlinirea făgăduințelor Domnului are loc atunci când noi împlinim voia Domnului și când ne rugăm ca să fie o biruință de plină la vreme potrivită. Amin. O a doua problemă posibilă care poate să apară în familie, citesc de la versetul 22, copiii se băteau în pântecele ei, a Rebecii, și ea a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Că surorile așa făcute de Dumnezeu, femeile structural, se necăjesc repede. Cât o fi dorit până atunci să aibă copii și s-a întâmplat ceva cu sarcina, gata, s-a întristat. Scrie mai târziu, în capitolul 27, versetul 46, că atunci când au probleme cu o noră, sau cu nurorile, am putea spune, a zis lui Isaac, m-am scârbit de viață. Dacă și Iacov a luat asemenea nevastă între fetele lui Het, între fetele țării acesteia, la ce mai este bună viața? În mod deosebit, mamele, dar și tații, cum în proverbe, că cine dă naștere un nebun nu poate să se bucure, sunt foarte frământate legate de naștere, de copii, de starea lor. Că dacă s-a necăjit că s-au bătut în pântece, și după aceea dacă se bat după ce e naș, nu te necăjești? Îmi spunea un frate, era un nepocăiț atunci, e drept, stă bătea cu frate, se deșirea numai doi băieți. Și-o zi, mamă, s-a despartă-vă Dumnezeu să nu vă mai întâlniți unul cu altul. Zis, frate, ne împrăștea Dumnezeu pe pământ, n-am mai putut să fim niciodată împreună. În astfel de supărări, nu cumva să rostiți vreun cuvânt. Am participat toată la o mormântare, din 8 copii n-au găsit să cheme la mormântarea părinților numai 5, de ceilalți 3 nu știau unde sunt. Iar au spus părinții o vorbă asemănătoare, să vă ducă Dumnezeu. În astfel de momente critice, ce veți face? Dacă trăia Rebecca acum, poate era la vreun cabinet de însămânțare artificială, nu? Și se propunea, uite, fertilizare în vitru. Am întâlnit situații și oferta medicală există, deși tehnic vorbind nu-i foarte sigură, rezultă mai mulți fetuși. Și o beată soră, neștiind prea multe, a zis, când cineva a spus, da, ce faci cu ceilalți? Că acolo la fecundarea aceea artificială rezultă mai mulți. Păi nu, păi eu mor pe ceilalți. Și a beată zis, nu, doctorul că elimine. Dar ce înseamnă asta? Dragii mei, nu recomand sub nicio formă să vă ajute oamenii. Lăsați, spuneți la bărbat să se roage, cum a făcut Isaac. Și cam atât. Ne facem parte, ne pocăim, acum dacă e vorba de un tratament, știu, o răceală sau altceva, dar dacă e vorba de afecțiuni hormonale sau de intervenții artificiale complicate, nu încercați să forțați mâna lui Dumnezeu. Să ne rugăm, planul lui pentru noi se va împlini. Dacă noi așteptăm cu răbdare și ne facem partea. Să nu facem noi planuri. Zicea Iov, Doamne, Tu ai făcut planul pentru mine și vei face și încă altele. Pentru că și copiii care vin într-o familie nu vin la întâmplare, este o rânduială a lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a îngădit o soră să aibă mai mulți copii, alta mai puțini. Am fost recent la Cărpinii, județul Timiș, la binecuvântarea a 11-lea copil, a 7-a cezareană a fratelui Gedeon și Maricica Mureșan și îmi spuneau toți cei 7 cu cezareană au venit peste recomandările medicilor, care a spus, femeie, mori. Dar ei s-au încrezut în Domnul și au știut ceea ce Domnul are și pentru ei și le-a vorbit. A ultima sarcină a purtat-o mai cu probleme, a fost evident o cezareană, născut prematur,
Și medicii la un moment dat nu-i dădeau șanse de viață. Sora și-a revenit, copilașul era și foarte mic, a trebuit ținut la incubatorul unul și ceva până a prins în greutate. Și frații s-au rugat, i-au făcut ungerea cu situația asta, oricum nu puteai să intre acolo și cu atât mai puțin în zona aceea incubatorului. Dar au rugat pe doctoriță să ducă un șervețel, ea a fost binevoitoare. Și apoi tot timpul cât mergeau să viziteze copilul, că le dea voie o dată pe săptămână, spunea la toți și spunea studentele pe acolo, zicea doctorița, Batista Pocăițiu sau șervețelul Pocăițiu ne-a făcut cadou de sărbători un copil sănătos. Și a fost la binecuvântare, e și mama sănătoasă și copilul. În astfel de situații, ce a făcut Rebeca? Vă citesc. Geneza 25, versetul 22. S-a dus să întrebe pe Domnul. Și Domnul i-a zis, două neamuri sunt în pântecile tău. Spunea fratele Ghiță, prezbiter la Gherța Mare. Domnul i-a vorbit soției lui despre o nouă sarcină, era tot ceva asemănător, o sarcină gemelară. Și s-a dus așa pe la vreo jumătate de vreme la un control la satul mare și înainte de a fi pus la ecografie, spune la doctorița, zice, am gemeni, unui băiat și unui fată. Și spune, da, ați mai fost la ecograf? Nu, am fost la rugăciune. Asta a făcut tocmai ce, adică ții la rugăciune, spune ce copii ai tu. Așa, zice, băi, femeie, așa e, s-a prezis bine. Și spune la doctoriță, nu vreți să rămâneți ca medic pentru sarcină, pentru naștere? Vă leu, nu, era, nu mai știu, a 13-a, a 14-a copil sau a 14-a sau a 15-a. Nu, 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 zice, e complicat, mă tem. Bine, nu am angajat al medic, că numai în ultima vreme, cu atâta atenție cu medici, când am făcut secretariatul bisericii, am văzut că cei cam după 7, după 80, să zic, sunt născuți numai pe la orașe. Ceilalți sunt născuți prin toate satele, s-au născut pe acasă și eu sunt dintre cei născuți acasă. Acum mai nou pe la noi iar surorile nasc acasă. Și nu și-am angajat al medic sora. Când a venit vremea să nască, tocmai doctorița asta era de gardă. Vă leu, femeie, de tine n-am scăpat. Și ai spune, stați liniștită, că atunci la rugăciune când mi s-a spus că vor fi doi, mi s-a spus că o să-mi facă Dumnezeu un cadou și o să nasc foarte ușor și o să fost cea mai ușoară naștere. Sunt și situații în care e cea mai grea. Sunt situații în care, așa ca și nora ei, a murit la naștere. Dar toate depinde Dumnezeul nostru, de aceea să le aducem înaintea Lui toate problemele cu rugăciune. Așa că, stimate surori, dumneavoastră sunteți mai frământate, poate bărbații sunt mai cerebrali și uneori vi se pare că nu se consumă pentru copii. Nu vi s-a întâmplat așa? Să vi se pare că bărbatul zice că e indiferent. Pe el îl doare sufletul altfel. Plânge poate mai greu, se roagă și el, mai în taină. Dar, în mod deosebit, mamele sunt mai frământate, fie de o sarcină, fie... Doare și pe bărbat, dar nu o să-l doară ca pe tine, nu? Episoadele pot fi povestite, durerile nu pot fi povestite. Durerile pot fi numai purtate. Dar în asemenea situații, vă îndemn, stimate surori, scrie în Filipeni, capitolul 4, versetul 6, nu vă îngrijorați de nimic. Oare asta fi fost valabil presetul ăsta și pentru o naștere? Dacă scrie de nimic, nu? Credeți! Ci în orice lucru, aduceți cele voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Doamne, Tu știi ce teamă am de nașterea asta? Tu știi, Doamne, că va fi naturală, că va fi cezareană, ce va fi copilul, dar dacă se anunță că e cu malformații, că vor fi probleme, ce voi face? Aduceți la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni, mai multe, să se adune și cereri cu mulțumiri și după ce ne rugăm, scrie așa, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, îi deasupra ce spun doctorii, deasupra ce ne duce mintea noastră, ne va păzi inimile și gândurile Hristos Iisus și vor rămâne cu încredere în Domnul. Îmi spunea o soră din județul Hunedoara, soția unui păstor, ce frate, atâta de bolnăvicioasă am fost, numai din operație în operație m-am dus.
Și odată la rugăciune mi-a venit un gând așa, Doamne, alte surori sunt sănătoase, eu nu mă știu numai bolnavă. Și a vorbit Domnul, a zis, așa m-am îngăiat, așa m-a radiografiat. După rugăciunea aceea am fost liniștită, nu mai fac la statistici câte operații am avut, că altele nu au avut, câți ani am, ce se întâmplă nouă. Am primit liniște, să vă dea Domnul și dumneavoastră tuturora, amin. Scumpa mea soție, după ce a căzut bolnavă, s-a rugat și ea se ruga cu ceasurile. Să nu îngăduie Domnul la operație, dar a trebuit să ajungă. Dar rugăciunile astea așa pace i-au dat. Eram cu ea în spital când a plecat la operație și a zis așa zâmbind, am impresia că mă duc la plimbare în parc. De ce nu pot să merg la operație, la tumore, la cap, ca la plimbare? S-a rugat și i-a dat Domnul pace. Chiar și apoi când a fost spre plecare, era cu atâta pace, cu atâta liniște, dar asta făcea într-una, se ruga. Mi-am amintesc că odată am chemat salvare, a avut o situație mai grea. Și când și-a revenit, așa vorbea încet și în românește, se ruga și în altă limbi și a întrebat doctorul ce face. Se roagă. Psalmul 32:6. Orice om va avea o să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari pe el, nu-l vor atinge deloc. Așa să lucreze Domnul și pentru dumneavoastră. O a treia posibilă problemă care apare, scrie aici în Genesa 25, de la versetul 24, când s-au împlinit zilele, când avea să nască, iată când pătricele au doi gemeni, cel din tâi a ieșit roșu de tot. Pe unii de traducere că părul a fost roșu sau că tenul, pielea a fost roșu, în fine. Ca o mantat de păr și de aceea au pus numele Esau. Apoi a și fratele său, care ținea cu mâna de călcâi pe Esau, și de aceea au pus numele Iacov. Nu știu exact cât sunteți de mulțumiți, mă adresez aici în mod deosebit la cei tineri, dar și la alții, de felul în care ați ieșit. Sau mai exact, de felul cum zice Dumnezeu către Moise, cine face gura omului, Exod 4? Cine face pe om cu vedere sau orb, surd sau cu vorbire? Că el s-a plâns că așa e din naștere. În fața unor asemenea frământări sunt copii cu handicap. Apar anumite boli, rămân sechele, poate de la o naștere. Este asta o problemă? Unii sunt copii cu zile puține, zice în Isaia 65. Cum vor rezolva problema aceasta? Asta e problema, dar care e soluția? Știți câți ani a trăit Moise, da? 120. Păi tot gângal a fost. Dar interesant, în rest a fost foarte sănătos. N-a îmbătrânit. El și Caleb, excepție, nu? Că uneori Dumnezeu ia una, dar lasă în altă parte. Este câte unul mai slăbuț, mai firav, îi dă Dumnezeu înțelepciune. Sunt situații, de exemplu, când cineva este orb, o situație foarte grea, e simțul cel mai important, le dă Dumnezeu capacitatea, au un auz foarte dezvoltat. Un simț tactil foarte dezvoltat. Și chiar dacă sunt situații care chiar sunt neplăcute, sunt grele, vă spun ceva, toate acestea le vom purta, chiar dacă sunt de la naștere, numai până la moarte. Și dacă numele, ce nume neplăcut i-a pus, cel ce ține paltul de călcâi, și în România, în țara asta, sunt unele nume așa neplăcute, unele pot fi schimbate, faci cer la monitor oficial și schimbă numele că nu-ți place cum te cheamă, sau unii trec în numele nevestei că n-au un nume de familie plăcut. Se rămâi cu el toată viața, nu-l porți numai până mori. Scrie în Apocalipsa că dincolo vom purta nume noi, trupuri noi. Și încă ce trupuri? Asemenea slavei sale. Dacă Dumnezeu a îngăduit cumva aici să poarte vreo boală, vreun handicap, fratele spunea că sunt bolnav. Da, în viață am fost destul de firav. Dacă v-aș arăta vreo poză cum arată un picior al meu, mă spune, tu cum stai în picioare? Sunt situații, Dumnezeu le îngăduie așa, uneori este spre binele nostru,
chiar într-un mod înțeles de noi, alteori nu înțelegem noi. Dar vă mai spun ceva. S-ar putea, vă spun aici cazul Iov, la un moment dat a ajuns să îi moară copiii, a ajuns să se îmbolnăvească. Cred că Domnul l-a vindecat, dar unii rămân pentru toată viața. Și Iov nu înțelegea, prietenii lui au tras o concluzie, începând cu Elifaz, Iov capitolul 4, i-a șoptit diavolul ceva, așa scrie, și s-a zburlit părul, un duh i-a spus, dacă îngerii fac greșeli, dau oamenii. Și atunci el a tras o concluzie, dacă îngerii greșesc, oamenii cu atât mai mult, sunt din țărână, pe pământ, nu-s din cer, deci nici Iov n-avea cum să nu păcătuiască. Dar asta nu era un adevăr, că a spus Dumnezeu în final că ei n-au vorbit drept despre Dumnezeu. Dar nu mă interesează ce au vorbit ei, îi lăsăm deoparte. De aceea le recomand celor ce predică din Iov, din spusele lui Elifaz, Bildad și Țofar, să fie atenți ce predică, nu cumva să fie ceva din alea care nu-i, spus la, nu-i plac la Dumnezeu, ce au zis ei. Dar scrie aici în Iov la capitolul 40, a zis Dumnezeu, pentru că nu putem contrazice. Versetul 8, vrei să nimicești până și dreptatea mea? Nu stă mintea în loc, Doamne. Care dreptate? Asta îl frământa pe Iov. Doamne, alții fură, sunt răi. Și spune Asaf în Psalmul 73, Doamne, nu vor să știe de tine. Și le dai de toate și altul, și îi spunea eu, în fiecare dimineață, încă o pleasnă. Nu înțeleg. Și zice Dumnezeu lui Iov, asta e dreptatea mea. Doamne, cum dreptate? Să știți că Iov n-a priceput în final, scrie în capitolul 42, a zis el, versetul 3, am vorbit de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Și vă spun o posibilă ipoteză. Nu spun că neapărat e așa. În rai, în împărăția lui Dumnezeu, poate lui Iov Dumnezeu vrea să-i dea o funcție mare. Să zic, pe înțelesul nostru, să-l pună ministru. Și dacă nu trecea prin ce a trecut, am fi zis noi, Doamne, dar nu-i drept. Cu ce-o cotizat el mai mult? Dar are pensie mai mare. Și atunci Dumnezeu să spună, da, ți-aduce aminte prin ce-o trecut? Aha. Deci dreptatea asta lui Dumnezeu și ce ne se întâmplă nouă aici în plan fizic, familial, nevoi, probleme, nu înțelegem aici. Dar, cum i-a spus domnului Petru, o să înțelegi după aceea și uneori acel după aceea e numai în veacul viitor. Așadar, să nu ne lăsăm doborâți de felul în care ne-a creat Dumnezeu, de problemele prin care trecem. De exemplu, eu nu pot să spun 100% că am înțeles de ce a plecat scumpa mea soție. Nu pricep 100%. Am niște răspunsuri, dar nu fac 100% întregul nou. Dar nici nu-mi sfărâm mintea să-L pricep eu pe Dumnezeu, că-s prea mic. I-am spus Domnului, Doamne, eu aș fi vrut, mi-amintesc când veneam și la dumneavoastră cu ea, să mă duc cu ea prin adunări, că ne plăcea, că am slujit împreună din tinerețe. Am fi vrut, Doamne, să cânt marșuri. Și Dumnezeu a spus, nu, Iosif, să cânte doine, am înțeles. Noi ne-ar plăcea uneori să zburdăm și Dumnezeu te face șchiop. Spui, Doamne, am înțeles, o să mă duc așa, uite. Doamne, aș fi vrut să fiu o tânără așa frumoasă. Și Dumnezeu spune, nu, uite, pe tine te fac mai cu specificul acesta, așa îmi place mie. Și întrebăm noi, Doamne, de ce? Să lăsăm întrebările pentru vremea când nu vom avea nevoie de răspunsuri. Și chiar dacă sunt probleme, să știm că astea sunt numai pentru viața de aici. Și uneori, bine zic eu, că e bine că nu mai trăim cât Metusala. Slăvit să fie Domnul. O altă posibilă problemă în familie. Scrie mai departe Genesa 25, versetul 27. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânat, un om care își petrecea vremea mult pe câmp, dar Iacov era un om liniștit care stătea acasă în corturi. Și pasiunea asta a lui a fost agreată și de tatăl său, cum știți. În familie ne izbim de îndată ce copiii cresc cu anumite înclinații păcătoase. Și în lumea asta
Sunt multe atracții pentru copiii noștri. Vânătoarea este o pasiune veche, dar așa cum încă este, așa? Și le spun eu la unii, băi, zici că ești frate cu Esau. Nu că n-au ce mânca și pleacă să vâneze din lipsă de hrană. Asta ar fi o necesitate. Și scrie în Vechiul Testament că putea să mănânce din căprioară și asta însemna că trebuia vânată, nu? Dar devine o pasiune, pentru că vă rog să rețineți în cazul lui Esau, doar aveau acolo mii de animale. Dar era o problemă, spune Scriptura la Evrei, la capitolul 12, vă citesc versetul 16, veghea să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau. La Esau nu era numai nevoia de a vâna, ci anturajul în care era. Drept dovadă că după ce a mâncat, a plecat imediat înapoi. L-au telefonat prietenii, nu? Da, acum de când cu tehnica asta? Ei, câți vânători și voiajori avem, nu? Pe telefoane, pe internet, plimbări. Aveți astfel de copii care, așa cum scrie în Proverbe 7, de una, zice că picioarele, și măritată fiind, nu-i puteau sta acasă. Când în piață, când în uliță. Iacov a fost mult mai ferit, deși băiat fiind, a fost mai casnic. Dacă ai fi întrebat instantaneu pe un rob de acolo, unde e sau? La pădure. Da, Iacov unde? Pe aici, undeva prin fermă sau pe la bucătărie, îl găsești. Hai să-l strigăm. Iacov! Și există aceste înclinații, unii spre sport și unii părinți le și dau avânt. Și duc ei cu mașina, ba la not, ba la știu ce alte sporturi, că au ceva înclinații și cineva le-a promis, vreun antrenor doritor de câștig, că din copilul lor poate să iasă ceva. Am întâlnit în Spania o familie, avea doi copii așa înalți. Unul a fost operat ca să nu mai crească, la 2,17 m, la o glandă aici. Și visau ei împreună cu părinții că o să ajungă în echipa de basket a țării și să câștige bani și o să fie și pocăit între timp. Le-am spus că nu se poate. Da, slavă Domnului că s-au pocăit. Și n-au mai ajuns basketbaliști. Asta este o problemă. Stimați tineri care sunteți foarte pasionați. Muzică, filme, sport, vorbeam aseară și puțin cu tinerii. Și dumneavoastră, stimați părinți, nu fiți un Isaac care agreați înclinațiile copilului dumneavoastră că aveți vreun câștig de acolo. Cum s-a întâmplat cineva în Occident, un român, s-a dat la înșelătorii, la furat, și trimitea bani la mămica acasă și ea se bucura. El s-a scăpat și i-a spus și ea, beata, au zis, vezi să nu te prindă. Nu știu dacă au zis Isaac, băi, băiete, vezi să nu, atunci erau mai multe fiare sălbatice, erau puțini oameni. Și zic, băi, sau să fii atent, dacă vine, știu eu, erau și lepi acolo, era chiar periculos. Dragul tati, să fii atent numai la vânătoare, dar să mă aduci când place. Și pe aceea i-a venit moartea. S-a împrietenit cu alții, întâi a fost lumesc, apoi a fost curvar. Că prietenire rele strică obiceiurile bune. Încă trăia bunicul Avram. Aveau băieții 15 ani, făcând socoteala când a murit Avram. Și cu siguranță s-a rugat și bunicul în cei 20 de ani când n-au avut nepoți. Cred că le-a spus și la nepoți, că a zis Dumnezeu despre el, știu că va porunci casei lui după el. Dar Esau s-a pierdut. Și știți că scrie, spuneți în spusele Domnului, că în împărăția sa va sta la masă Avram, Isaac și Iacov. Și alții aruncați afară. Dintre cei de afară, cred că cel mai trist dintre toți va fi Esau. O să spună la-i bunicul, la-i tata și la-i frate meu geamăn. Și pe mine nu mă lasă la masă lângă ei. Dar să-l fi întrebat, dar când ai fost în viață, mâncai cu ei sau mâncai... Păi mai mâncam cu tata, dar aveam băiete.
Fată, ascultă, liniștește-te. O soră undeva în Ardeal, au trecut ani, avea aproape 30 de ani și alte fete i-au zis, tu nici n-ai cum să te măriți. Pe rețele de socializare nu te expui, în tabere tinere nu te duci, tu atâta știi merge la servici, la biserică și acasă. O să bătrânești în vatră. Și ea a zis, în Biblie scrie că Dumnezeu pe fete le dă dar la unii băieți. Dumnezeu știe unde sunt, la biserică mă duc, acasă mă rog. Și a zis, sunt încrezătoare. Și a spus eu o vorbă, am auzit-o din gura ei. A spus, și dacă băiatul meu trebuie să ajungă la mine pe horn, pe coșul de la sobă, tot îl trimite Dumnezeu și tot ajunge. Și când a ajuns la 29 de ani, un băiat s-a dus într-o biserică vecină și slujitorul de acolo are un den de la Domnul și băi, trebuie să-ți fac cunoștință cu o fată. Se duce la ea și ca un băiat serios, nu povești, din care nu se nu-ți dea seama ce vrei să spui. Spuneam un gând de căsătorie. Ea se uită la el, un băiat drăguț, frumos, și după cum te văd, tu ești mai tânăr. Dar n-am cum să păstrez secret, am 29 de ani. Și eu spuneam, ce frumos, și eu am tot 29 de ani, am stat destul, hai să ne căsătorim. Și spunea ea, am avut o tinerețe frumoasă, întreagă, o căsătorie binecuvântată, acum soțul ei deja slujitor ordinat. Așadar, rămâneți mai casnice. Și chiar la băieți le spun, nu fiți așa de nestăpânit și de nestăvilit. Stați liniștiți. Cum spune psalmistul, eu sunt ca un copil. Dar atenție, nu alăptat lângă mama lui, înțărcat lângă mama lui. Și înțărcat să mai stea, că atunci ar putea să plece, că nu mai depinde de pieptul mamei, da? Și înțărcat să stea acolo. Dumnezeu să vă dea harul acesta. Să aveți, cum zice, stimate surori, fete, cum spune 1 Petru 3, un duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Rezolvarea unor astfel de inclinații este să nu dați loc pornirilor voastre și să vă luați după frații și surorile voastre. Esau putea copia modelul de la frate său, că așa spun unii, mă, numai părinții au fost așa, numai părinții, și frate tău. El cum a putut sta? Că nu se lasă Domnul fără mărturie în fiecare generație. Sunt copii credincioși, fete și băieți buni, slăviți să fie Domnul. O altă problemă, versetul 28. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca de vânatul lui, Rebeca iubea însă mai mult pe Iacov. Măcar că Isaac și Rebeca nu s-au cunoscut înainte, scrie în 24:67 că el a fost mângâiat pentru pierderea mamei sale și a iubit-o. Primul loc în Biblie nu scrie de iubire între soți. Și apoi scrie în capitolul 26 că i-a observat Abimelec, ca spune ei, îmbrățișat, scrie aici, jucându-se cu Rebeca. Deci a fost o relație normală între ei. S-au iubit, sentiment, dar cu vremea, nu știu ce s-a întâmplat, s-a răcit relația între ei, până între acolo încă scrie în capitolul 27, eu spun pe scurt, Isaac și-a făcut un plan mare, nu mic, cine să fie posesorul, portătorul binecuvântării, și n-a vorbit cu nevastă sa asta. Dar nici ea n-a fost mai prejos cu ghilimele, că și ea și-a făcut un plan și nu i-a spus la bărbat. La dumneavoastră acasă mai faceți planuri unul fără altul? Sunteți unul într-o cameră și unul în alta? Unul într-o pat și celălalt în alt pat? Unul cu o pungă și celălalt cu altă pungă? Unul cu unii copii și celălalt cu alți copii? Așa v-a fost înțeles în ziua nunții. Așa vi s-a predicat. Cine v-a învățat așa? Cei doi au ajuns în criză datorită lor. Eu personal cred că nici părinții, nici copiii nu pot să dezbine pe doi oameni. Că dacă doi sunt lipiți, unde se bagi între ei? Unde? Dar suna sunt un singur trup. Unde se bagi într-un singur trup să-l dezbini? Mă, n-ai cum.
Nu copiii fac dezbinare între părinți, nici soacra și socru. Cei doi că nu sunt una. În urmă și-au dat seama că e scandal, riscă să se omoare copiii. Și care s-a pocăit? Că dacă sunteți surori așa mai distanțate de soț, vreți soțul să vină să repare relația sau dumneavoastră? Bărbaților, să vină nevasta sau vă duceți dumneavoastră? Care la care merge în cameră? Spune, hai să dărâmăm peretele ăsta, nu vezi unde am ajuns? Scrie aici, în capitolul 27, versetul 46, Rebeca a zis lui Isaac, m-am scârbit de viață. Uite ce se întâmplă. 28, Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat și i-a zis. Ce i-a zis? Și-a zis nevastă sa. M-a ajuns pe una. L-a chemat amândoi, tata și mama. Și așa ușor și bine pentru copii, cum zice în Proverbe, capitolul 1, versetul 8, de învățătura tatălui și de sfaturile mamei. Dar dacă unul zice într-un fel și celălalt în alt fel și copiii exploatează diferențele astea, e mare problemă acolo acasă. Să-i ajute Domnul pe cei doi să devină una. Să lase pe tata, să lase pe mama. Uneori părinții nu știu asta, dar în Biblie scrie că nu părinții lasă, copiii trebuie să lasă. Dar dacă și copiii vor să exploateze aceste diferențe, și apar uneori probleme, cum zice la Ezechiel 16, dacă e vorba de o nepocăită, că s-o dezgustat de bărbatul ei. Dar în Proverbe 5, de la 15 la 20, zice să fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. A, păi poate zice cineva, da mă, dar Isaac era orb, acum nu mai vedea că Rebeca e frumos. Dar ce, nu mai putea strânge în brațe și orb? Dar ce, nu mai putea să fie o vorbă bună? Nu știu, oricum acum am încheiat viața de familie, dar nu pricep. Nu pot înțelege și n-am înțeles aceste dezbinări. Am fost cu scumpa mea, asta îi spunea și Domnului, Doamne, nu știu cum a fi, cât sânge va curge, că sunt siamezi. Legați, e plecată de un an și trei luni, o văd, ori încotro mă întorc, o visez noaptea într-una. Să te rup de nevasta ta, care încă este în viață, să povestești fără ea, să nu afle ce vrei să faci. Dar unii pornesc cu idei greșite din start. Mergeam o dată cu trenul și îmi zice, a venit un, era mai liber așa, în compartimentul, vine un tânăr, pacea Domnului, pot să vin cu logotnica să vorbim împreună. Hai, consiliere premarital. O duce înapoi, politicos, și vine înapoi și da, frate, uite ce plan mi-am făcut, eu să mă ascund ceva bani ca să-i pot face surprize, ca să fie dragostea tot timpul proaspătă. Băi, înapoi a mea satanul, ce cu planul ăsta la tine, băi? Întâi o să te pună diavolul să ascunzi bani să-i dai ei, cu vremea o să faci cadou la alta. Nu e normal! Dumnezeu să vă unească. Mi-amintesc odată, am zis la un slujitor, vii la slujbă. Nu pot, că m-am certat cu nevasta, știi că nu ne potrivim, nu știu ce. Acum ea nu a știut că el mi-a spus asta mie și la urmă așteaptă, spune, frate, rugați-vă pentru noi, că uite, nu știu, zici că eu mă duc pe aici, el vine pe dincolo, numai nu ne întâlnim. Zic, măi, ce să fac cu voi? Vă mai botez odată, vă mai cunun odată, fac orice, numai să știu că e bine. Dar mă tem că trebuie să faceți voi, nu alții. Eu vă sfătuiesc, dar înțelepciune numai Dumnezeu vă poate da. Dar cum să fie doi pe o părere? Păi simplu de tot. Renunță unul în favoarea celuilalt. Câte păreri mai rămân? Măi, stai că-s trei. E și Dumnezeu. Atunci care trebuie să renunțe din trei să rămână numai una? Ce-a zis Dumnezeu despre cei doi? Care e mai mare? Păi Rebeca a oprins, nu i-a spus prorocia la Isaac? Nu știu. Mă gândesc că i-a spus-o. Nu i-a spus-o, nu știu. Soluția în scandalul dintre ei era, ce a zis Dumnezeu, aia trebuie să rămână.
să se caute voia Domnului și atunci să se încline cei doi, să se închine, să spună, Doamne, spună bărbatul, păi nu eu șeful aici, Hristos e capul. Și nevasta să spună, păi bărbatul capul, dar de fapt stai că mă uit o leacă mai sus. Să văd ce spune Domnul. Și problema s-a rezolvat. Doamne, ajută! Să nu rămână părerile noastre de cenușă, să nu ținem la partea noastră, că eu am dreptate și am niște beneficii de aici, oarecum subiectiv. Să se impună voia Domnului, amin. Altă problemă. Aceea cu vânzarea dreptului întâi născut, odată pe când ferbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmpul de oboseală, Esau a zis lui Iacov, dă-mi te rog să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Iacov l-a prins la colț, vinde-mi-ați dreptul de întâi născut, astăzi facem actele, nu? Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte, eu asta nu cred. Și le spuneam la niște tineri, măi, zic, voi știu că postiți, voi de foame știți, dar de foame de nu știți. De foame nu se moare numai de foame. E altceva. Spune că e pe moarte. Ce pe moarte? Că n-ai mâncat într-o zi mori? Scrie că era, spune aici, rupt de oboseală. Dar cât de rupt de oboseală? Încă scrie 34, a mâncat, s-a sculat și a plecat. Dacă era rupt, de ce nu s-a rămas să odihnească? Problema ispitirilor prin pofte. Scrie în Eclesiastul 12:1 că la bătrânețe mai pierd poftele, dar uneori și la 80 de ani încă nu-s pierite toate. Dreptui? Ce să mai spunem de tineri? Și zice în Iacov capitolul 1, apoi pofta când a zămeslit de naștere? Păcatului. Vom rezista, că pofta e foarte puternic, se scrie în Romani 7, când i s-a zis să nu poftești, pofta, a, deci se poate. Nimeni să nu scuze pornirile păcătoase, să spună, n-am putut, 1 Corinteni 10:13, nu-i ispită peste putere. Puteți să vă înfrânați la pofta de mâncare, că e sau aici o pierdut. Vă întreb, ce-i mai ușor cu gura, să nu-i dai să mănânce sau să nu-l lași să vorbească? Pus-o cu gura amândouă. Cine se poate controla să nu mănânce, zic eu, că ar avea putere și să nu vorbească. Pentru că nu poți deschide gura, spui, trebuie neapărat să bea apă. S-ar putea să o deschizi și, cum spune în Psalmul 39, și că stă ce rău înaintea ta, îți spune nu doar microfonul la gură, îți spune și ce să vorbești. Nimeni, repet, n-are scuze. Eva a încercat să scuze, Adam de asemenea. A ținut asta? Păi frate, m-a provocat. Păi, spunea o fată, da, m-a sunat de 100 de ori și mi-a trimis mesaje. Trebuia să-l las să sune de 100.000 de ori. Și să reziști acestor provocări. Există în fiecare dintre noi aceste înclinații păcătoase, atracții, și uneori sunt puternice. Și nu e ușor să reziști. Nu i-ar fi dat la Esau de mâncare dacă nu făcea asta? Nu era acolo mamă sau nu mai putea aștepta puțin? Dar această lipsă de înfrânare, pofta nestabilită, sub diverse forme, să vă dea bunul Dumnezeu putere și biruință. Așa cum spune în Efeseni capitolul 6, să rămânem în picioare, înarmați, biruitori după ce vom fi biruit totul. Să rămână tinerii noștri curați? Esau acum a cedat aici? Dar ce credeți când a avut mai întâi stări lumești sau când a curvit prima dată, n-a avut și acolo, cum scrie despre Dina, că îi bătea inima când s-a produs pentru prima dată păcatul. Spun adesea unii, frate, nu m-am putut abține de la autosatisfacție, de la vizualizări. Măi, chiar nu te-ai putut abține. Domnul spune să fii categoric, zice în Matei 18:8-9, dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Și le spuneam la tineri, măi, nu scrie de unde să tai mâna, de număr, din cot,
Ești la încheietură? Dacă nu scrie, eu zic să nu tai decât buricul de la deget întâi, jos cu el. Cu asta ai apăsat. Spui, mă, n-am putut. Numai atât e rău în tine. După aceea, cel puțin până strece, nu se mai poți apăsa, nu? O să te împrumuți la vecinul. Mă, ia apasă tu, că vreau să văd. Și ăsta o să spună săracul și vrei să pățești și eu, că ăla la alt. Încercăm numai. Nu poți? Joci cu ăsta. Păi ce, n-a zis Domnul să tai mâna? Ce înseamnă asta? Să fii atât de conștient că te poți împotrivi. Evrei 12:4, voi nu v-ați luptat încă până la sânge lupta împotriva păcatului. Nu putea Esau să reziste? Putea! Dar a cedat în fața ispitei. Și zice în Proverbe 24, dacă slăbești în ziua necazului, mică-ți este puterea. Dumnezeu să vă facă tari, să biruiți în numele Domnului, slăvit să fie în veci. Și ultima problemă și-am încheiat. Le-am numărat aici, poate că ar fi vreo 7. Hai să le recapitulăm. Când mi-a venit în minte versetul din Proverbe, v-am amintit, îl scrie, nu vă spun asta. Că cel neprihănit de 7 ori, scrie acolo, nu întinde curse nelejuite la locuința cel neprihănit, că cel neprihănit de 7 ori cade, s-ar putea toate ispitele astea să vină și peste tine. Toate problemele astea să apară în casa ta. Dar Dumnezeu poate să te scoată biruitor și să rămâi în picioare. Eu văd o mare diferență între Esau și Iacov în momentele astea critice. Dar nu neapărat numai în momentul de ispită. Vă pun o întrebare la care nu-i greu să răspundeți. Dar pentru dumneavoastră, nu aici cu voce tare. Am spus aici, am citit, că Esau era rupt de oboseală. Da, apoi a mâncat, s-a sculat și a plecat. De fapt, și-a nesocotit dreptul de întâi născut. Întrebare. După ce vă prezint un alt episod din Cartea Genesa, din capitolul 32, scrie de la versetul 3, Iacov a trimis să ne se întorcea din Mesopotamia spre Canaan la fratele său Esau în țara Seir, în ținutul lui Edom. Și le-a dat porunca următoare. Iată ce se spuneți lui Esau, așa. Solii au venit și au zis, fratele tău vine înaintea ta cu 400 de oameni. S-a topit. A intrat, scrie aici rugăciunea lui Iacov și a spus, Doamne, Tu ai spus că îmi vei îngriji și mă vei ajuta să întorc în țară. Dacă vine ăsta cu toți oamenii ăștia, măcelărește tot și ia toată turma. I-a făcut un cadou. A aranjat tabăra, sute de animale, zeci de animale, le-a pus în strategie așa, pe roabe, Blea, Rahela cu Iosif la urmă, erau mai să fie mai protejat. Și l-a trecut în fața lor și după o zi așa de extenuantă și cu așa veste grea, toată noaptea s-a rugat. Și revărsatul zorului, scrie în capitolul 32, versetul 26, cum a zis, lasă-mă să plec că se revarsă zorurile. Și acum întrebarea, cine credeți că era mai obosit? Esau când și-a avut dreptul născut sau Iacov înspre dimineața asta? Păi Iacov era mult mai obosit. Și avea și o vârstă deja. Cum se face că Esau a cedat și Iacov n-a cedat? Nu te las! Până nu mă binecuvintez. Dragii mei, cum ne-am născut, rămâne numai până murim. Numele ce ni s-a dat atunci, îi tot numai până murim. Dumneavoastră ați observat că în momentele astea critice la amândoi li s-a schimbat numele? Ce vom fi pentru vecii vecilor nu se decide din felul în care ne-am născut, ci din felul în care ne-am luptat pentru cele sfinte. Iacov a fost gata să dea materialul pe spiritual. Esau a dat spiritualul pe material. Tu te vei opri din lupta ta sau se va împlini cu tine planul lui Dumnezeu în întregime și îți va schimba Dumnezeu numele și cum spune în a doua Ioan capitolul 1, vei fi dintre cei cu o răsplată deplină. Care va fi destinul tău? Nu problemele din familie îți fac viața, nu.
Ele sunt îngăduite de Dumnezeu pentru toți. Neca și strâmtorare trece peste toți oamenii. Cum te vei raporta? Cum te vei lupta? Dar de ce Dumnezeu a vrut această luptă? Aceasta e realitatea spirituală în care trăim și ea se trăiește din plin acasă. Să vă dea bun Dumnezeu harul să fiți bărbați puternici, care să nu cedați, femei puternice, ne vom lupta până la ultima fărâmă de viață. Nu-L vom lăsa pe Domnul până nu se va îndura de noi. Ne vom ruga până când Domnul ne va binecuvânta. Cum a zis Rut către Naomi, nu sta de mine să te las. Și nici nu mă interesează prin ce condiții trec, facă Domnul ce vrea. Eu asta m-am hotărât. Asta vrea și Dumnezeu, să ne vadă niște luptători pentru numele Său. Pentru familiile noastre, cum a zis Nemia, capitolul 4, fiți tari! Da, sărați suntem, ăștia-s pregătiți să ne atace, zidurile zdărâmate, nu s-au lăsat. Și-am muncit așa, păi nu-i ușor, care sunteți meseriași, nu, să ai și armele la șold și noaptea să nu dormi, să dormi îmbrăcat. Dar nu ne lăsăm, ne vom lupta. Viața care o avem, haideți să fie o viață de eroi. Am predicat odată undeva și eu sunt frate, așa predici, deam impresia că dumneata vorbești de la popota ofițerilor. Zic, nu mă, eu vorbesc din tranșeu. Și vrei să-ți povestesc pe unde trec? Da, asta e viața. O viață de război. Până vom închide ochii. Dar în ziua care ne vom trezi, vom fi trecuți pe sub arcul de triumf al lui Dumnezeu din cer. Nu contează prin ce trecem, ce probleme afară, ci cum le vom rezolva prin puterea lui Dumnezeu. Ne vom lupta dacă trebuie până în revărsatul zorilor. Și va veni o zi cu zori în care Dumnezeu ne va binecuvânta pe deplin și vom intra în sfânta moștenirea împărăției cerurilor. Așa să vă ajute Dumnezeu pe voi și familiile voastre. Amin.